Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe. Urmează conferința de presă comună susținută de excelența sa, Ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, și excelența sa, Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, domnul Dmitro Kuleba. După declarațiile celor doi demnitari, vom avea timp și pentru câteva întrebări. Îmi revine acum onoarea să-i dau cuvântul domnului ministru Aurescu. Excelență, aveți cuvântul. Bună ziua! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi cu dumneavoastră, alături de Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, domnul Dmitro Kuleba, care a acceptat cu plăcere invitația de a veni la București, atât pentru un segment bilateral de consultări, care au fost foarte substanțiale, cât și pentru a participa la ediția din acest an a reuniunii anuale a diplomației române. Domnule ministru, dragă Dmitro, bun venit la București, mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. După cum știți, ediția din acest an a reuniunii a început ieri, se desfășoară în premieră în format digital, ceea ce este un exemplu concret al modului în care ne adaptăm activitatea, metodele de lucru ale diplomației la contextul deosebit în care ne aflăm. De aceea, tema centrală a reuniunii din acest an este impactul pandemiei asupra tendințelor internaționale și răspunsurile diplomației române. Urmărim să facem astfel o analiză complexă a impactului, a efectelor pandemiei la nivel global, să ne concentrăm asupra modalităților de răspuns ale diplomației în acest interval, dar și ca lecții învățate pentru viitor, lecții care trebuie dezvoltate pentru a ne adapta în mod eficient la evoluțiile din mediul internațional, la așteptările cetățenilor români din afara granițelor țării. Pentru a avea o imagine completă și o viziune cuprinzătoare asupra impactului global, și întrucât am învățat deja din experiență că pentru a fi eficiente răspunsurile trebuie să fie comune, să implice colaborarea în acest demers de extragere a lecțiilor învățate, i-am inclus și pe partenerii noștri. Și mă refer aici la invitații noștri speciali, printre care și domnul ministru Kuleba. Îi mulțumesc din nou pentru că va împărtăși cu ambasadorii României, cu șefii de misiuni diplomatice și consulare, evaluările sale. Astăzi vom avea un program foarte dens. După această conferință de presă, împreună cu domnul ministru, ne vom întâlni virtual cu ambasadorii României. Pe urmă, reuniunea va continua cu două sesiuni de lucru care se concentrează asupra lecțiilor învățate și asupra instrumentelor pe care le vom folosi, asupra adaptării acestor instrumente și metode ale diplomației române la noul context internațional. Mai departe vom avea ca invitat special pe ministrul de externe din Republica Coreea, apoi pe înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, pe secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Geoană. Prin urmare, iată un program foarte dens. Vom încerca, în urma acestui exercițiu de reflexie la care contribuie invitații noștri speciali și ambasadorii României, să conturăm răspunsuri pe două direcții principale. Pe de-o parte, să vedem care sunt acele tendințe din relațiile internaționale care servesc intereselor României și care trebuie utilizate de diplomația română, să vedem care sunt modalitățile pe care le folosim pentru a le utiliza în mod eficient pentru atingerea obiectivelor de politică externă ale României. Pe de altă parte, să vedem care sunt acele tendințe care nu avantajează România pentru a extrage învățămintele necesare despre modul în care să contracarăm aceste tendințe. Iar pe de altă parte, un al doilea mod de acțiune pe care dorim să-l dezvoltăm se referă la lecțiile învățate în mod concret din modul în care am gestionat în favoarea intereselor și drepturilor cetățenilor români această perioadă a pandemiei, să punem aceste lecții învățate într-o matrice care să ne ajute să reacționăm mai bine și să gestionăm mai bine crizele viitoare. Revenind la vizita domnului ministru,
Este încă o dată o plăcere deosebită să-l întâmpin astăzi la București. Am avut discuții foarte consistente și cuprinzătoare privind agenda bilaterală, cu accent pe modalitățile de soluționare a problemelor existente, printre care cu prioritate se află cea privind drepturile persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, și am stabilit împreună câțiva pași pentru avansarea dialogului pe acest subiect. De asemenea, am discutat despre dialogul politico-diplomatic, despre dialogul sectorial, în vederea valorificării mai bune a potențialului existent între țările noastre. Este o vizită care se înscrie în contextul unui dialog susținut pe care l-am avut până acum, pornind de la concluziile întâlnirii dintre președinții celor două țări din septembrie anul trecut de la New York. Cu domnul ministru Kuleba am avut un set întreg de discuții telefonice în această perioadă. De asemenea, au existat consultări la diverse niveluri între ministerele noastre de externe, ca urmare a discuțiilor dintre noi, dar și între ministerele educației dintre cele două țări. Am subliniat în discuțiile de astăzi că problematica drepturilor persoanelor care aparțin minorității române din Ucraina va rămâne pe agenda bilaterală până se vor identifica soluții durabile. Și am convenit să facem următorii pași. În primul rând, să accelerăm activitatea Comitetului Mixt pentru Protecția Drepturilor Persoanelor aparținând minorităților naționale. Au existat deja întâlniri la nivelul secretariatelor, întâlniri la nivelul copreședinților acestui organism. Suntem în proces de a conveni protocolul ultimei sesiuni a acestui comitet, care a avut loc în decembrie 2018. Sperăm să putem semna cât mai curând acest protocol, iar până la finalul anului să începem o nouă sesiune a acestui comitet. Am discutat de asemenea despre finalizarea negocierilor pe marginea protocolului de cooperare bilaterală în domeniul educației, care se derulează între ministerele de linie, și am convenit să încurajăm aceste discuții. Dorința noastră este de a obține maximul posibil pentru exercitarea drepturilor lingvistice ale persoanelor care aparțin minorității române din Ucraina. Și de asemenea, acest exercițiu să se realizeze pentru toți vorbitorii de limbă română din Ucraina, indiferent cum aceasta este denumită. Am discutat despre posibilitatea negocierii unui acord cuprinzător privind protecția drepturilor minorităților naționale, cu accent pe drepturile lingvistice. De asemenea, am mulțumit și salutat faptul că am primit din partea domnului ministru acceptul pentru realizarea programului de bursă pentru elevii care studiază în limba română și care va continua, iată, și în acest an. De asemenea, am discutat și despre reforma administrativ-teritorială din Ucraina. Am luat notă de acest proces care se află în curs și am apreciat faptul că este important ca procesul care urmează să se finalizeze să aibă în vedere și interesele cetățenilor ucrainieni de etnie română, atunci când atribuțiile unităților administrativ-teritoriale vor fi stabilite în final. De asemenea, considerăm că este important ca să continue procesul de consultare reală pe fond a reprezentanților minorității române din Ucraina atunci când sunt discutate, se adoptă acte normative sau administrative care pot afecta eventual nivelul drepturilor exercitate. Am discutat de asemenea și am convenit să stimulăm activitatea Comisiei Mixte pentru Cooperare Economică, Industrială și Tehnico-Științifică, să avem o reuniune a acestei comisii cât mai curând posibil pentru a da un impuls relațiilor economice bilaterale. Am discutat și despre alte aspecte importante, de exemplu, ideea creării unui grup de lucru în domeniul energiei între cele două țări. Reprezentantul special pentru securitate energetică din Ministerul Român de Externe
Se va întâlni în curând, în mod virtual, cu omologul său din Ministerul Ucrainean de Externe ca să punem la punct crearea acestui grup de lucru pe problematică energetică, pentru că există o serie de proiecte interesante pe care le putem construi împreună. Am discutat și despre situația canalului Bâstrăie și despre investiția românească de la Crivoi Rog. Am salutat punerea în funcțiune în luna august a noului punct de trecere a frontierei de la Isaccea-Orlovca. Am exprimat de asemenea dorința de a deschide și alte puncte de trecere a frontierei după ce are loc modernizarea, updatarea infrastructurii necesare. Vicovul de Sus, Crasna, Racovăț, Diachivț, Ulma, Rusca, poate și altele. Credem că este important ca între țările noastre nivelul de conectivitate să fie unul din ce în ce mai crescut pentru a stimula contactele interumane. În ceea ce privește abordarea de principiu a României în relațiile cu Ucraina, am reconfirmat domnului ministru susținerea puternică a României pentru parcursul european și euroatlantic al Ucrainei, pornind de la interesele noastre comune în această regiune a Europei. Am reiterat și reiterez și pe această cale sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru politica de nerecunoaștere a anexării ilegale a peninsulei Crimea. De asemenea, am discutat și despre alte teme foarte importante din regiune, teme importante atât pentru România cât și pentru Ucraina, cum ar fi securitatea în regiunea Mării Negre, evoluțiile din Belarus, aspecte legate de perspectivele soluționării conflictului transnistrean. Avem poziții foarte apropiate, ceea ce evidențiază potențialul relației noastre și am convenit să dezvoltăm această dimensiune a dialogului nostru în perioada următoare, în așa fel încât discuțiile dintre ministerele noastre de externe să poată să stimuleze relația bilaterală pe un făgaș pozitiv. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului ministru pentru vizita sa la București, pentru discuțiile foarte bune pe care le-am avut și sunt convins că împreună vom putea să aducem relația bilaterală pe un nou nivel. Excelență, vă mulțumim. Your Excellency, Minister Kuleba, you have the floor. Yes, thank you. Дякую дуже. Я сьогодні радий можливості бути в Бухаресті і дякую. Прешті. Îi mulțumesc colegului meu, domnul Bogdan Aurescu, pentru această invitație. Pentru mine este o onoare ca în cadrul acestei vizite să mă adresez ambasadorilor români care s-au întrunit în regim online la reuniunea ambasadorilor. Îi mulțumesc domnului Bogdan pentru faptul că m-a invitat să susțin un discurs înaintea lor, în fața lor. Vreau să subliniez faptul că aceasta este prima vizită a unui ministru ucrainean de externe din 2017. Consider că niciodată în istorie nu trebuie să permitem ca în relațiile noastre bilaterale să intervină sincope. Aceasta trebuie să fie obiectivul României și al Ucrainei, să nu permită astfel de pauze în contactele noastre. Cu câteva zile înainte de sosirea mea la București, aici a venit ministrul apărării al Ucrainei, care a semnat un acord de colaborare în domeniul tehnico-militar. Astăzi mă aflu eu aici la București. Suntem interesați să reînnoim toate contactele și pe linie parlamentară, și pe linia prim-ministrilor, și pe linia liderilor noștri. Iar noi, la nivelul afacerilor externe, am convenit să decidem să-i convingem pe liderii noștri să dezvoltăm relațiile noastre și să mergem înainte. Vreau să subliniez faptul
că relațiile bilaterale sunt foarte importante pentru în context internațional. Am venit aici la București să rezolv problemele în care avem viziuni diferite. Astăzi am discutat multe chestiuni care există în relațiile bilaterale și nu am evitat să discutăm și problemele sensibile. Iar în acest moment, aflându-mă la București, vreau să vă asigur că Ucraina este pregătită să asigure pentru interesele naționale Ucraine toate problemele sensibile, inclusiv problema sensibilă referitoare la minoritățile naționale. Noi respectăm poziția Bucureștiului cu privire la respectarea drepturilor minorităților naționale. Observ că Bucureștiul respectă poziția Kievului și noi suntem dispuși să dezvoltăm dialogul pe acest subiect. Vreau să subliniez foarte clar. Ne mândrim cu minoritatea românească din Ucraina. Și ne mândrim de asemenea cu comunitatea ucraineană din România. Existența acestor minorități ne întărește relațiile țărilor noastre. Ele sunt parte din societatea noastră. Și în calitate de ministru al afacerilor externe, garantez că voi fi mereu pregătit să privim minoritățile naționale ca niște posibilități și nu ca niște probleme. Dialogul care s-a stabilit între noi, între ministrii afacerilor externe, între ministerele educației din România și Ucraina, am de speranța că vom găsi decizii comune favorabile ambelor părți. Sunt recunoscătoare României pentru susținerea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei și a condamnării agresiunii ruse din estul Ucrainei, atât în estul Ucrainei, cât și în Crimeea cea ocupată. Problema securității și a securității în Marea Neagră va fi mereu un punct important pe ordinea noastră de zi. Astăzi am acordat o atenție deosebită domeniului economic, comercial, cooperării în acest domeniu între țările noastre. Sunt convins că avem toate posibilitățile să creăm și să realizăm proiecte ambițioase care vor face mai puternică și România și Ucraina și toată regiunea. Va fi o greșeală esențială dacă nu vom valorifica potențialul pe care îl avem în mod deosebit în domeniul energetic și al infrastructurii. De aceea am discutat să deschidem punctul de trecere Orlovka-Isaac, cea de trecere cu Bacul, să rezolvăm chestiunile administrative. De asemenea, am vorbit despre proiecte ambițioase în domeniul energetic, în special cele legate de electroenergie, energie electrică, gaze. Am stabilit să înființăm un grup de lucru pe probleme de energie și așteptăm cu nerăbdare ca ai noștri colegi din Ministerul Energetic din Ucraina și România, împreună cu companiile private, să înceapă discuțiile pe problema subliniată. Deși eu cu domnul Bogdan m-am întâlnit pentru prima dată astăzi, Am senzația că suntem ca niște prieteni care s-au întâlnit după o pauză foarte lungă și înțelegem că avem atât de multe probleme pe care trebuie urgent să le punem la punct. Cred că nu
e o atitudine personală doar. Cred că și țările noastre simt la fel. Avem împreună afaceri, probleme comune pe care trebuie să le rezolvăm, să devină un succes, un succes atât al Ucrainei și al României. Un succes comun, nu doar succesul unei singure țări. Dragă Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate. Vom lucra asupra tuturor problemelor discutate astăzi. Avem timp pentru câteva întrebări. O să vă rog să vă prezentați și să indicați cărui ministru vreți să adresați întrebarea. Doamna Carmen Gabrilă, vă rog. Radio România. Pentru domnul ministru Culeba e o întrebare. De la adoptarea legii educației în Ucraina în 2017, relațiile bilaterale dintre Ucraina și România au avut de suferit din cauza că etnicii români au fost afectați de această lege. Să înțelegem că vizita dumneavoastră va determina în viitorul foarte apropiat schimbări în această privință, în sensul că etnicii români veți răspunde pozitiv cerințelor etnicilor români? Mulțumesc! Як міністр закордонних справ України я маю діяти відповідно до чинного законодавства своєї держави. Коли закон про освіту був ухвалений, Венеціанська комісія Ради Європи висловила низку зауважень до нього. I think we have an issue with translation. Acum. It's okay now. It's okay now. It's okay. Okay? Отже, Венеціанська комісія висловила низку зауважень до закону України. Україна внесла зміни до цього закону і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше змінювати цей закон. Să mai facem modificări asupra acestei legi ca să convină altor țări. Dar vă asigur că implementarea acestei legi se va face în așa fel încât interesele Ucrainei și, în mod concret, în acest caz, interesele României să fie asigurate și respectate. Vreau să subliniez încă o dată că, pentru mine, minoritatea românească din Ucraina este un bun al nostru. Și de aceea noi vom lucra în așa fel încât românii din Ucraina să rămână români, dar cu toate acestea să fie ucraineni și integrați în societatea noastră. Încă o întrebare. În ultima perioadă, cei români din Ucraina au arătat pe mai multe canale că au mai multe solicitări legate de, de exemplu, reforma administrativ-teritorială și impactul ei. Legea educației, închiderea de școli cu predare în limba română, în special în regiunea Cernăuți. Cum răspundeți acestor solicitări? Există o comunicare reală între autoritățile ucrainene și etnicii români în aceste privințe, în ce privește aceste solicitări ale etnicilor români?
Відповідно до закону України, перехід на нову систему. În conformitate cu legislația Ucrainei, școlile cu predare, învățământul cu predare în limba ucraineană la școlile românești a fost amânat pentru 2023. Mai avem aproape 3 ani la dispoziție pentru a ne adapta, a adapta școlile implementării prevederilor legii. Nu am informații despre închiderea școlilor și nu există legi. În ceea ce privește reforma administrativă și teritorială din Ucraina, aceasta este o problemă care privește exclusiv politica internă a Ucrainei. Nici o țară din lume nu ne va învăța cum să ne organizăm administrativ și teritorial țara noastră. Această reformă are loc în cooperare cu Uniunea Europeană, cu respectarea standardelor europene și cu respectarea drepturilor care aparțin minorităților naționale. Am avut discuții consistente în acest sens cu Ungaria, cu Bulgaria, cu România și am găsit acele decizii care echilibrează și protejează drepturile minorităților naționale să se dezvolte în noul sistem administrativ teritorial din Ucraina. Ați spus că nu aveți informații despre închiderea de școli în Cernăuți, dar în presa românească au apărut interviuri testimoniale ale unor etnici români din zonă, din zona Cernăuți, care spuneau clar că școlile lor sunt închise. Iar ați spus mai înainte că legat de reforma administrativ-teritorială, că este o chestiune de politică internă, în orice astfel de reformă sunt consultați și cetățenii statului, logic, nu? Iar etnicii români sunt cetățeni ucrainieni. Vă consultați cu etnicii români pentru formularea acestei reforme administrative, teritorial-administrative? Mulțumesc! Mulțumim! Я дуже сподіваюся, що ми з вами не загубимося в перек. Sper foarte mult că nu ne vom pierde în traducere. Dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, există două componente. În primul rând, școlile românești, în al doilea rând, reforma administrativă. Atunci când vorbim despre reforma administrativă, vorbim despre granițele raioanelor și regiunilor. Și consider că v-am răspuns la această întrebare. În ceea ce privește școlile, din câte am înțeles din întrebarea dumneavoastră, vă referiți la limba de predare în aceste școli. Și pot să repet ceea ce v-am spus, că facem demersuri că demersurile pentru adaptarea la standardele europene în aceste școli este amânată pentru 2023. Nu am informații că anumite școli ar fi închise. Rețin informația dumneavoastră când voi reveni la Kiev, mă voi interesa la Ministerul Afacerilor Externe dacă au existat cereri în acest sens și dacă informația se certifică. În ceea ce privește comunitatea românească, ea face parte din societatea noastră. Și același dialog îl avem și cu cetățenii din regiunea respectivă și cu cetățenii din regiunea Sume, de exemplu. Noi respectăm foarte mult identitatea lor românească.
Așa cum și așa cum și românii respectă identitatea ucraineană a comunității ucrainene din România. Vorbim despre țara noastră unde toți trăim împreună. Iar românii care locuiesc în Ucraina pot fi nemulțumiți de reforma administrativă din regiunea lor, cum și ucrainenii pot fi nemulțumiți. Este firesc, pentru că este o reformă administrativă. Dar, reiterez, este problema noastră internă. Nu avem obligații față, cu privire la această reformă față de alte state. Avem obligații în ceea ce privește respectarea drepturilor la studii în limba maternă și de aceea avem un dialog nu doar cu reprezentanții minorității din românești din Ucraina, dar și cu partea română care este interesată de soarta românilor din Ucraina. La fel cum suntem și noi interesați de ucrainenii din România. În momentul în care facem declarații cu traducere, unele accente se mai pierd. Noi am discutat toate aceste aspecte, atât în discuțiile telefonice pe care le-am avut în ultimele luni, cât și în discuțiile pe care le-am avut astăzi. Am vorbit și despre reforma administrativ-teritorială, deci chiar dacă este o prerogativă a statului ucrainean, asta nu înseamnă că nu discutăm despre aceste aspecte. Am remarcat faptul că în Parlamentul Ucrainei, atunci când s-a luat decizia finală privind structurarea administrativă, românii din diversele regiuni au fost incluse în măsura posibilului în aceleași unități administrativ-teritoriale, deci nu există o disipare a lor în mai multe unități. Există în continuare un proces, din câte am înțeles, care este foarte aproape de finalizare, de stabilire a competențelor care se acordă fiecărei unități administrativ-teritoriale, și aici este important, mai ales să ne uităm la competențele pe care comunitățile locale, hromadele, le vor avea în această reformă. Și, evident, așa cum am menționat și eu mai devreme în declarația mea, discuțiile cu cetățenii care sunt direct interesați, deci inclusiv cu cetățenii ucrainieni de etnie română, care aparțin minorității române din Ucraina, fac parte din acest proces. În ceea ce privește educația, am discutat, evident, în detaliu aceste aspecte, atât atunci când vorbim despre reluarea activității comitetului mixt în ceea ce privește problemele minorităților naționale, atât în ceea ce privește negocierile care sunt în curs, și ele sunt în curs în urma discuțiilor pe care noi le-am avut în ultima perioadă, între Ministerele Educației, în ceea ce privește reglementarea modului în care se exercită drepturile lingvistice ale persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, toate aceste chestiuni sunt pe agenda noastră și le abordăm într-un mod care, așa cum a rezultat din discuțiile de astăzi, este un mod constructiv, adică în vederea găsirii unor soluții ca să răspundă intereselor, drepturilor acestor persoane care sunt direct interesate. În momentul în care vom relua activitatea Comisiei Mixte, Comitetului Mixt privind problemele minorităților naționale, orice aspecte care țin, de exemplu, de intenția închiderii unor școli sau orice informații care apar pe diverse canale sau pe diverse surse, ele pot să fie aduse în discuția Comitetului. Ăsta este rostul acestui organism bilateral, să discute probleme, eventuale probleme și să găsească soluții. Dacă din motive financiare sau administrative se discută despre închiderea unei școli, atunci comitetul poate să discute aceste aspecte. Deci este un proces în curs, construim împreună soluții și sunt convins că într-un final vom găsi răspunsuri la toate aceste probleme. Vă mulțumesc! Întrucât, din păcate, agenda nu ne mai permite să mai preluăm întrebări, ne oprim aici cu disponibilitatea de a prelua eventuale întrebări suplimentare. Vă mulțumim pentru prezență, numai bine! Okay, let's go!